Sofie Gabriela și sunt studentă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Nord-Baia Mare și am venit să vă prezint câteva idei despre lucruri despre diabetul zaharat. Ce este în primul rând diabetul? Este o boală cronică, metabolică, în care modificarea principală reprezintă creșterea glicemiei. Pentru scăderea glicemiei, pancreasul secretă insulina, hormon care ajută la utilizarea glucozei de către organism și astfel la scăderea nivelului glucozei din sânge. Când secreția de insulină este inadecvată, apare diabetul zaharat. Există mai multe tipuri de diabet, diabet de tip 1. Este un diabet care apare cel mai frecvent la copii sau tineri și se caracterizează printr-o distrugere de către organism imunitar a celulelor pancreatice care secretă insulină. Persoanele cu diabet zaharat tip 1 necesită insulină pentru a supraviețui. Diabetul zaharat de tip 2 este tipul de diabet zaharat care apare cel mai frecvent la vârsta adultă. Aceste persoane produc insulină, dar ea nu poate fi utilizată corect de către țesutul. O modificare în stilul de viață în scurt timp de la declanșarea diabetului. Diabetul zaharat gestațional este tipul de diabet care apare în timpul sarcinii. Adesea devine la normal după sarcină, dar trebuie ținut sub observație. Factorii ce predispun la diabet zaharat de tip 1 sunt predispoziția genetică, infecțiile cu virusul sau predilecție pentru țesutul pancreatic, factori alimentari, unele proteine din lapte, de parte introdus ca de vreme în alimentație la copii, cafeaua consumată de copii. Factorii ce predispun la diabetul zaharat de tipul 2. Factorii de ereditar genetici, stilul de viață nesănătos cu alimente hipercalorice, obezitatea, în special cea de tip abdominal, sedentarismul, fumatul și consumul de alcool în cantitate mare și stresul. Simptomele diabetului sunt foame mare cu scăderea inexplicabilă în greutate, după cum vedeți și din imagine, sete mare cu ingestie de cantități mari de apă, urinare frecventă, uscăciunea gurii. Aici sunt complicații, comă diabetică, complicații vasculare, afecțiuni urinare, afecțiuni ale aparatului digestiv. Care sunt persoanele cu risc de a dezvolta diabet? Obezii, femeile care au avut diabet gestațional și au dat viață unui copil cu greutate de peste 4 kg, hipertensivi, copiii pacienților cu diabet zaharat, cei care au lipidele sanguine crescute. Tratamentul diabetului. Controlul glicemiei prin antidiabetice și injecții cu insulină, regim alimentar. Trebuie evitat hidrații de carbon, dulciurile, făinoasele, cartofii, lactatele, pâinea, mămăliga. În diabetul zaharat de tip 1 este important de urmat tratamentul cu insulina care injectează fie automat, fie prin pompa de insulină. În diabetul de tip 2 se vor administra antidiabetice orale, iar dacă acestea nu dau rezultate, se pot folosi și insulina. Tratamentul medicamentos trebuie susținut de respectarea strictă a regimului igienic dietetic. Diabetul trebuie să aibă o alimentație diversificată cu 3 mese pe zi și 2 gustări în 3 mese. Dacă nu trebuie exclus din alimentație. Alimentația diabeticului. Alimentele care sunt interzise. Zahărul și toate produsele zaharoase, prăjiturile de orice fel, bomboane, ciocolată, siropul. Biscuiții preparați cu zahăr, înghețate, fructe bogate în zaharoză, toate băuturile acolo, glice, inclusiv mustul. Alimente care trebuie consumate numai cântărite. Pâine care conține în medie de 50% glucide, pastele făinoase și derivatele de cereale, fidea, teitei, macaroane, laptele dulce sau bătut, iaurt, brânză de vaci, cașul, furta care conține în medie 4%.
dăm lucide, mază de pete păscătate. Cuptele cu conținut până la 10% lucide, cărciuni, cireșe, coacăze, portocale, etc. Alimente care se pot consuma fără restricții sunt carnea, peștele de toate sorturi, mentele, mezelurile de orice fel, șerțeturile, ouăle sub orice formă, legume cu conținut sub 5% lucide, fructe cu conținut sub 5% lucide sunt pepene galben, verde, nuci, grefui, lămâi și în cantități potrivite, băuturi nealcoolice, preparate cu zaharină. Necesarul de calorii, 40% vor fi asigurate de glucide, 40% de grăsimi și 20% de proteine. În timp ce omul, astea sunt la omul care este bolnav și la omul sănătos 50% glucide, 20% lipide și 30% proteine. Concluzie. În ultimul deceniu asistăm la o creștere epidemică a incidenței diabetului zaharat, care în ultimele decenii este din ce în ce mai grav, atât la tineri cât și la cei bătrâni. Diabetul crește de asemenea de 2-5 ori riscul de insuficiență cardiacă. Succesul tratamentului în diabetul zaharat se bazează pe cooperarea pacientului la programul de tratament, identificarea și controlul tuturor factorilor de risc, precum și de evaluarea eficienței măsurilor terapeutice. Și un motto care m-am gândit că este foarte bun venit aici, singurul om de alt mod de a-ți păstra sănătatea este să mănânci ceva ce nu vrei, să bei ceea ce nu-ți place și să faci ceea ce n-ai face. Și se pregătește Timiș Violeta. Mă ne-a